Ou cu două gălbenușuri. Cum apar și ce semnificația ouăle cu gălbenuș multiplu? Ul cu gălbenuș dublu, adică ul cu două gălbenușuri, este o raritate. Totuși, există șanse destul de mari să spargeți un ou și să descoperiți care două sau chiar trei gălbenușuri, indiferent dacă îl provine din propria gospodărie sau este din comerț. Cum apar ouăle cu gălbenuș dublu? Apariția gălbenușului dublu la unele ouă are legătură cu modul în care sunt acestea obținute, cu procesul de producție al ouălor în organismul unei găini. Astfel, ouăle cu două gălbenușuri apar atunci când găina ovulează de două ori în succesiune rapidă. Găina are un singur ovar funcțional, cel stâng, acolo unde se formează gălbenușul. Doar când găina ajunge la vârsta la care poate depune ouă, începe să se formeze gălbenușul care va ajunge la maturitate și se eliberează în oviduct. O găină are nevoie de 26 de ore pentru a produce un ou, iar la o oră de la depunerea lui, un alt gălbenuș este eliberat. Există situații în care găsim două sau mai multe gălbenușuri, foarte rar găsim și ouă cu gălbenuș triplu gălbenușurile produse în același timp sau la scurt timp unul de altul ajung să fie învelite în aceeași coajă. Nu uita să te abonezi, să dai un like mare acestui video, să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești și să întreb ce dorești. Mulțumesc! Cum recunoaștem un ou cu gălbenuș dublu? Ouăle cu două sau trei gălbenușuri sunt mai mari decât un ou obișnuit. Uneori, aceste ouă speciale au coaja mai fragilă, din cauza că au fost obținute din aceeași cantitate de calciu ca un ou de o dimensiune normală. În rest, la exterior, ouăle cu gălbenuș dublu nu se deosebesc de ouăle normale. Sunt la fel de uniforme, de culoare obișnuită, ne prezentând vreo anomalie care să le facă să iasă în evidență. Ce găini fac ouă cu două gălbenușuri? sunt câțiva factori care influențează apariția ouălor cu gălbenuș dublu. Acestea sunt prezente mai ales la găinile tinere, cu sistem reproducător imatur, sau la găinile care se află la începutul ciclului de ouat, când organismul se reglează pentru producția de ouă. În mod similar, ouăle cu gălbenuș multiplu pot apărea la finalul ciclului de ouat, Pot fi de asemenea o trăsătură ereditară la găinile mai mari. Nu uita să te abonezi, să dai un like mare acestui video, să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești și să întreb ce dorești. Mulțumesc! Ouăle cu gălbenuș dublu semn de boală la găini. Ouăle cu gălbenuș dublu indică vreo boală a găinii probabilitatea de a obține un ou cu gălbenuș multiplu este de 1 la 1000 și este un lucru normal. Ouăle cu gălbenuș dublu superstiții Cel mai frecvent la români găsirea unui astfel de ou este văzută ca un semn bun, aducător de noroc. Fiind atât de rare, ouăle cu gălbenuș multiplu au dat naștere la o serie de superstiții în credința populară. Ul cu două gălbenușuri, semn de sarcină. Cel mai des, la noi se spune că dacă găsești un nougi pibenuș dublu vei rămâne însărcinată, chiar cu gemeni. Superstiția poate avea efect și asupra oamenilor pe care îi cunoști. Ul cu două gălbenușuri, semn de noroc în tradiția Wiccan. Ul cu două gălbenușuri, semn de moarte în credința antica norvegienilor. Descoperirea unui astfel de ou era asociată cu o apropiată moarte în cadrul familiei. Nu uita să te abonezi, să dai un like mare acestui video, să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești și să întreb ce dorești. Mulțumesc! Număr maxim de gălbenușuri într-un ou Dacă vorbim despre ouăle cu gălbenuș multiplu, cele mai frecvente sunt gălbenușurile duble, Rar și foarte rar sunt găsite gălbenușuri tripe sau chiar quadruple. Recordul la numărul de gălbenușuri găsite într-un singur ou este de 9. Pentru că sunt diferite și stârneau diferite reacții, ouăle cu două gălbenușuri au fost mult timp scoase din circuitul de comercializare în fermele care făceau selecția ouălor cu ajutorul luminii. În ultimii ani, pentru că oamenii au înțeles cum se formează aceste ouă, care sunt mai hrănitoare, unii producători au ajuns să pună separat în vânzare ouăle cu două gălbenușuri. Acum că am ajuns la final, nu uita să te abonezi, să dai un like mare acestui video, să-mi spui în comentarii de unde mă urmărești și să întrebi tot ceea ce dorești. Mulțumesc!